Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjan. Eu sunt Cătălin Pasăre. În această seară vorbim despre Pandurii Târgu Jiu, pentru că urmează o săptămână extrem de importantă pentru formația Faniona Gorjului. Ca multe altele, sunt probleme de ordin administrativ, așa cum știți, pentru că în plan sportiv echipa noastră s-a salvat de la retrogradare. Acești băieți, după mine, merită toate felicitările pentru că au făcut performanță, spun eu, într-un climat destul de ostil, fără bani, fără condiții deosebite și este, nu uitați, al doilea an consecutiv când echipa noastră scapă de retrogradare, așa că este cu atât mai bine dacă și conducătorii reușesc să rezolve aceste probleme administrative. Vorbim despre niște bube lăsate de fostele conduceri, din păcate nu mai putem face nimic în acest sens, Pandurii e în situația care e, suntem în insolvență, dar poate se va vedea și de această dată luminița de la capătul tunelului. O să aflăm pe 30 mai, pentru că o depunctare de 9 puncte, cum suporterii bine știu, ar duce formația noastră în Liga a 3-a. Ei bine, premieră la Sportul Gorjan este unul dintre fotbaliștii pe care îi apreciez foarte mult, vă spun sincer, și anume Andrei Blejdea de la Pandurii Târgu Jiu. Bună seara, Andrei, și îți mulțumesc frumos că mi-ai acceptat invitația. Bună seara, Cătă. Mă bucur mult că mă aflu aici și să-i dăm drum. Bun. Ești unul dintre fotbaliștii care a început sezonul foarte bine pentru Pandurii Târgu Jiu. Pentru că ești în premieră la noi, îți dai seama că o să te întreb prima oară de ce ai ales această formație în cel mai greu moment al existenței sale. Am ales această formație deoarece, spun sincer, nu eram 100% sigur de postul meu de titular la fosta mea echipă academică a Clinceni și am decis să vin aici pentru că, în opinia mea, aveam mult mai multe șanse să joc. Am fost contactat de către oamenii de la Panduri, știam că e o echipă cu probleme, știam de toate lucrurile și cred că îți dai seama că, ca toți băieții din vestiar, noi jucăm pentru sportul ăsta, nu pentru bani, pentru partea materială. Bine, la un moment dat trebuie să jucați și pentru bani, că până la urmă asta e meseria voastră. E normal, dar noi am venit aici să salvăm echipa, să ne facem treaba și să plecăm fiecare mai departe pe drumul lui. Bun. A fost un început de sezon, dacă mi-am amintesc eu bine, foarte bun pentru tine, ai marcat la debut, nu? Da. Cu FC Argeș a fost acel meci. La primul meu minut chiar. Primul tău minut chiar a fost un debut excelent. Pe parcurs însă ai fost mai mult rezervă. Au fost și niște jucători care într-adevăr au jucat destul de bine la Târgu Jiu, dar poate pentru tine a fost frustrant în prima parte a sezonului, din câte mi-amintesc eu, de câte ori intrai și marcai în primele meciuri. Mai ales că ai venit să fii titular, să ai mai multe șanse de joc. Cum a fost perioada asta a sezonului, mai ales turul de campionat? În tur a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Extrem de grea, adică toată perioada asta în care am stat la Pandurii, jumătate eram supărat, nervos, agitat. Dar ușor, ușor am înțeles situația. Erau niște jucători, cum ai spus și tu, pe care îi apreciez în partea superioară a echipei în față. Nichi, Filip, care erau niște jucători pe care eu chiar îi apreciez personal. Și țin să-l felicit pe Nichi pentru ce face la Universitatea Cluj. Am înțeles treaba asta, am înțeles că trebuie să muncesc mai mult, să las capul în pământ, să-mi aștept rândul și am așteptat returul de campionat și se pare că a fost mai bun anul 2019 pentru mine. Cum e pentru un fotbalist profesionist în contextul în care ți se pune puțin răbdare la încercare, adică condițiile la Pandurii erau care erau și tu, din diferite motive, poate nu reușeai să te impui în primul 11. Nu m-am gândit la treaba asta. Mi-am văzut de treabă și nici nu știu cum să-ți răspund la întrebarea asta. Nu contează. Ce știai de Pandurii înainte să vii aici? Ce știam de echipa Pandurii? Multe lucruri. Știam de... Chiar am văzut toate meciurile în anul 2013-14, când au mers în Europa League. Știam că e o echipă de... Știai de vremurile bune. Da, știam de vremurile bune și tindeam spre asta și eu. Am apreciat mereu că echipa asta a avut niște fani frumoși și aproape toate meciurile ei le jucau cu casa închisă aici la Târgu Jiu.
și e normal să-ți dorești să joci la o echipă de tradiție. Cunoșteai pe cineva când ai venit la Târgu Jiu de aici, la actualul lot, actualul staff și așa mai departe? Pe colegul meu de cameră, pe Gheorghe Robert, dar și el venise tot în această vară, vara trecută. Bun. Și ce ai găsit? Așa să ne uităm și noi prin ochii fotbalistului care oricum nu e gorjean. Sunt foarte mulți gorjeni acum la Pandurii Târgu Jiu. Dacă vrei, în antiteză față de ce s-a întâmplat în anii trecuți, când aici veneau jucătorii pe bani frumoși și jucători care erau plătiți foarte, foarte bine, acum și situația a fost de așa natură încât sunt foarte mulți fotbaliști din Gorj. Tu ești din afara Gorjului. Cum ai cataloga experiența asta Pandurii Târgu Jiu? Pentru că, să fim realiști, știu că sunt șanse mari, poate din sezonul viitor să fii la altă echipă. Cum ai văzut Pandurii Târgu Jiu când ai ajuns aici și cum te-ai acomodat la condițiile astea de restriște, așa niște vremuri mai sărăcăcioase totuși? Da. Că mi-ai spus mai devreme de ceilalți colegi, am fost coleg de la echipa națională și cu George Tudoran, îl cunoșteam și pe el. A fost, nu știu, am găsit un colectiv foarte frumos la Pandurii, toți m-au primit bine, mai ales că am avut și meciul acela debut cu gol, toată lumea chiar m-a primit frumos, Denis Brânzan m-a primit foarte bine, ușor, ușor m-am climatizat aici și, sincer, e una dintre cele mai frumoase echipe la care am jucat ca și colegi de echipă. Eu mereu, indiferent de probleme, de tot ce am avut, de problemele financiare, noi am fost un grup unit, am fost mereu cu zâmbetul pe buze, nu am lăsat presiunea să fie pe umerii noștri. Chiar dacă am avut meciuri grele, noi râdeam în vestiară înainte de meciuri și, culmea, alea au fost poate cele mai bune meciuri ale noastre. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Adică să fiți un grup atât de unit? Ați fost singuri împotriva tuturor? Pentru că suntem niște băieți tineri toți și fiecare vrea să ajungă mai sus, fiecare a înțeles că dacă își va pune munca în slujba echipei, n-are ce să se întâmple rău. Bun, ați uimit. În prima parte a turului, pur și simplu, Pandurii Târgu Jiu, după câteva etape, era acolo, în opinia specialiștilor, la echipele care pot fi surpriza sezonului, se pot bate chiar la promovare și așa mai departe. Parcă nimeni nu vă luase în seamă și... Dacă țin eu bine minte, Pandurii a fost și prima echipă de a învins liderul de atunci, Sportul Znagov, o echipă care între timp s-a destrămat, la care s-a dorit promovarea probabil, dar nu au fost condițiile financiare necesare. Da, începuserăm foarte bine campionatul. La un moment dat, cred că după 7 meciuri, dacă nu mă înșel, eram pe locul 2-3. Totul mergea incredibil, dar după aia a venit o serie neagră în care chiar nu puteam să ne trezim, nu știu, echipa se antrena bine, toți munceau, îi vedeam pe toți implicați și vreo 4 meciuri care la rând am pierdut ca niște copii, dar probabil și vârsta, probabil dacă aveam 2-3 jucători cu experiență mare în echipă, ne băteam la promovare. Adică, îți spun sincer, sunt niște băieți foarte talentați la Pandurii. Cu o valoare poate, cum să zic, peste în topul, peste mintea lige. Da. Bun. Între timp, eu o să distribui și pe Facebook, unde ne puteți vedea ca de obicei, unde puteți vedea emisiunea Sportul Gorjean. O să le etichetați și pe Andrei, să se uite și lumea din București la noi, da? N-am apucat să-i anunț. Tocmai asta, o să aibă o surpriză. Ești în premieră și la Sportul Gorjean, Andrei. Între timp, returul a fost mult, mult mai greu pentru voi. Cum ai resimțit tu personal schimbările astea din iarnă? În plan personal, poate pentru tine a fost mai bine pentru că ai prins mai multe minute. Noi am și vorbit în pauza aia competițională și ți-am spus că o să fii unul dintre jucătorii importanți ai Pandurilor. Pe undeva era și firesc, pentru că ești, dacă ne uităm așa pe CV, ești un jucător cu mai mare experiență, ai jucat și peste hotare și ai și niște calități care poate te recomandă. Dar pentru Pandurii Târgu Jiu să piardă atâția jucători, trebuie să fie foarte greu să o iei cumva de la capăt, să faci o altă echipă în perioada de iarnă. Cât de grea a fost reomogenizarea asta au luat? A fost extrem, extrem de grea. Țin minte că nu ne regăseam, am avut niște meciuri amicale, nu reușeam să batem pe nimeni, dar toți băieții de la Pandurii au dat dovadă de caracter și eu zic că ne-am descurcat onorabil la problemele la care sunt în momentul de față la club.
eu zic că ne-am descurcat onorabil în returul ăsta. Se putea și mai bine, clar, se putea și mai bine. Am dominat echipe care sunt în top acolo sus, Sportul Snagov, UTA, și am pierdut punctele printre degete. Chiar așa, cum e să-ți revii după un meci gen Pandurii Sportul Snagov? L-a văzut și lumea la televizor, mă rog, Sportul Snagov, Pandurii. Avem 2-0, în minutul 86, dacă nu mă înșel, încă era 2-1 pentru Pandurii. Cum e să pierzi un astfel de meci? Voi fiind și o echipă extrem de tânără, cât de repede îți revii, mai ales din punct de vedere psihic după asemenea jocul? Sincer, noi băieții în vestiar ne-am, pe drum când am venit de la București în autocar, am vorbit unde s-a pierdut meciul, era clar, am pierdut meciul la două penaltiuri făcute total aiurea, dar asta e, sunt, fiecare dintre noi din echipa asta a greșit în anumite momente, am trecut peste, în autocar am zis să uităm tot ce s-a întâmplat. A doua zi ne-am văzut la antrenament și am mers mai departe, nu s-a simțit atât de, vă dați seama, la fiecare meci după aceea era o presiune în plus, gândindu-ne, acum am pierdut punctele alea, ce facem, ce... Dar, dovada de caracter. Am dat dovada de caracter toți. Și sunt mândru de toți colegii mei de aici. La UTA și ceva mai bine. La fel, un thriller, 3-3. Bine, și cum Mioveniu a fost 2-2, dacă nu mă înșel. Mioveniu a egalat în minutul 43. Dacă nu ne egalau la pauză, eu zic că nu pierdeam niciodată meciul acela. Și la UTA ce a fost? Ați reușit să reveniți totuși? Ați avut 2-0, 2-3 a fost scorul apoi și a marcat 2-2, dacă nu mă înșel, pentru 3-3. Da, la UTA am dominat prima repriză, clar. Ei au avut doar câteva faze fixe și am intrat probabil la pauză. Când am revenit pe teren, probabil am fost foarte deconectați. Ei au pus puțină presiune pe noi din tribune, era o presiune fantastică acolo chiar. Că în prima repriză fanii de acolo nu s-au auzit și în a doua repriză totul se schimbase și au venit peste noi. Ne-au prins și ne-au dat 3-1. Vedeam că Andrei Șendroiu se uită la noi și... Salutăm și pe Andrei Șendroiu, da, și ne bucurăm că a revenit pe teren pentru că unui fotbalist acolo îi stă bine. Sperăm că a trecut peste accidentări. Credeam că tot vorbeam de jucători talentați, el e unul dintre ei. Da, e un jucător foarte talentat care încă mai poate să se afirme la nivelul ăsta, să sperăm că va munci în continuare și se va afirma. Cu siguranță. Mi-a lăsat un mesaj frumos, spune întreabă-l câte plăcinte mănânc. Îți plac plăcintele sau? Nu, e o glumă noastră. Nu. Da. Nu, nu-mi plac plăcintele. Nu, chiar nu-mi plac, dar eu... Îmi pot spune și nouă substratul glume. Mai greu. El e un băiat care pune videoclipuri în vestiar și era o ceartă între Marian Iancu, cred, și Victor Pițurcă. Și a spus ceva de plăcinte, da. Victor Pițurcă și de asta. Da, mi-amintesc, da. Da, de la asta. Da, Victor Pițurcă a făcut atunci referire că Marian Iancu ar fi gurman. Nu știu de unde s-ar fi gândit așa ceva. Eu nu. Bun. Comentez. Am vorbit de Marian Iancu. Vorbim și de meciul cu Timișoara. Mult mai greu ai zis că a fost din tribună de acolo. Cum ai apreciat evoluția colegilor tăi și cât de importantă este această victorie în contextul în care a dus salvarea matematică, dar iată ne lovim de aceste probleme de ordin administrativ. Foarte importantă, vă dați seama. Așteptam un rezultat pozitiv și în partea cealaltă un rezultat negativ. A fost o victorie frumoasă, un gol frumos al lui Tudoran. Am trăit ca un fan acolo pe margine, ai văzut și tu la meci că mă agitam. Era important, era urât ca pe CV-ul fiecăruia să apară o retrogradare. Noi ne-am făcut treaba pe teren, ne-o facem și în afară, după cum ai văzut. Suntem dispuși la orice să salvăm clubul ăsta. Bun. Avem și noi un material pregătit, dacă colegii mei pot să bage acea filmare. Vorbim despre salvarea Pandurilor după meciul cu Politehnica Timișoara. A fost și o inițiativă interesantă a conducerii. Alex Gabroveanu, campionul nostru european și intercontinental, a dat lovitura de start. Nu numai atât, a fost și în vestiarul Pandurilor, acolo unde a încercat să imobilizeze, se pare cu folos pe jucătorii echipei gazde. Dacă avem pregătit materialul, să-l vedem și noi. Pandurii Târgu Jiu a încheiat cu o victorie actualul sezon competițional. Trupa gorjană s-a impus cu 1-0 în fața echipei ASU Politehnica Timișoara.
Fotbaliștii gazdelor au fost mobilizați înainte de partidă de campionul european și intercontinental pugilistul Alex Gaproveanu. De altfel, sportivul care activează în Germania a dat și lovitura de start. Trebuie să luptăm și să câștigăm astăzi. Pentru Pandurii, pentru Târgu Jiu, pentru Gorj. Bine, forța Pandurii! Fost junior la Pandurii, Gaproveanu s-a bucurat că venirea sa la meci a fost de bun augur și acum speră ca trupa din Târgu Jiu să-și rezolve și problemele cu FIFA. Din fericire am fost cu noroc și centurile mele, valizele, adică au purtat noroc, din fericire. I-a motivat valizele? Sper că da, sper că da. Și noi și toți băieții la Târgu Jiu, suporterii și toată lumea a fost cu ei. Și s-a văzut în teren, 1-0 pentru Pandurii. Sunt cu sufletul alături de, vă dați seama, am crescut în Târgu Jiu, alături de Pandurii, am fost junior 6 ani de zile aici și îmi doresc să urce din nou în Liga 1. Din păcate știu situația foarte bine și am să apelez la majoritatea prietenilor mei și la sponsorii mei și încercăm împreună să ajutăm cu ce putem și noi clubul, că e păcat să piară. Pandurii s-a salvat matematic de la retrogradare, iar autorul singurului gol al confruntării, George Tudoran, a declarat că această performanță echivalează cu un miracol. Ne doream asta în primul rând și noi acum am aruncat mingea în terenul conducerii și sperăm să rezolve problemele. Noi, cei din Târgu Jiu, am rămas cu sufletul și eu am rămas cu sufletul pentru că încă din an aveam posibilitatea să plec undeva mai bine, însă mi-am dorit să ajut echipa asta să salvez la retrogradare, iar după aceea să plec pe drumul meu. Am dat dovadă de tărie, de caracter, avem o echipă foarte tânără, cu probleme, v-am zis băieții de aici, împreună cu staff, toată lumea, eu spun că am făcut o minune. Antrenorul Adrian Bogoi, cel care a salvat Pandurii pentru a doua oară consecutiv de la retrogradare, este încrezător că echipa își va rezolva problemele financiare. Sper că se vor găsi, pentru că pentru un club așa de mare, pentru un oraș, pentru un județ așa de mare, nu sunt foarte mulți bani. Avem o echipă, cea mai tânără echipă, sub 21 de ani media de vârstă, nu a fost simplu. Per total, pe toată perioada campionatului și-au dorit foarte mult. Marea majoritate au făcut și progrese individuale și chiar dacă am stat cu emoții spre sfârșitul campionatului, cred eu că este o realizare faptul că, din punct de vedere sportiv, rămânem în Liga 2. Energeticianul este ultima formație care a retrogradat. Echipa lui Nicolae Sarcina a fost învinsă în această rundă cu 3-0 de Metaloglobus București. Da. Andrei, s-a jucat rămânerea asta în Liga 2 la Petroșani cu Energeticianul. Ei așa spun că dacă nu pierdeau acel meci și acum ar fi rămas în Liga Secundă și că eșecul cu Metaloglobus a venit, mă rog, Metaloglobus o echipă foarte bună acasă, dar eșecul cu Metaloglobus ar fi venit și după o cădere psihică a lor, care a rămas de la meciul ăla. Da, cu siguranță s-a jucat acolo. La Petroșani s-a jucat rămânerea în Liga 2 a unora dintre noi. Din fericire am fost noi. Da. Știu că am vorbit cu tine înainte de meci și ai fost unul dintre jucătorii care a promis că ne vom salva. De ce erai atât de sigur? Eram încrezător în forțele noastre și am fost foarte, să nu zic că eu, am fost furați la Energetician, la Jiu Petroșani, sincer. Nu mi-au convenit deloc deciziile arbitrului, de-aia am și luat galben și am lipsit la meciul cu Timișoara. Însă noi am luptat și în minutul 87 când am marcat, eu eram 100% sigur că noi vom marca și am venit dubla lui Dodoi. Mă bucur mult pentru el și el, un jucător altfel, de altfel foarte tânăr. Al doilea gol după pasa ta. Al patrulea din 5. Al doilea gol din meciul ăla. Da. Nu, la primul gol nu am pasat. Nu, la al doilea gol. Al doilea gol din meciul ăla a fost după pasat. Da, acolo s-a jucat clar. Noi am fost echipa mai puternică psihic, am fost încrezători, am bătut și da. După aceea, victoria asta a venit în urma victoriei de la Petroșani. Cel mai important meci al sezonului, tot cu echipă gorjeană, cum spun mulți. Da. I-ați bătut de două ori. Da, 6 puncte foarte importante. Bine, eu cred că ei au pierdut și la Brăila. Adică nu prea a pierdut nimeni puncte cu ei. Nu, îi respect pe cei de la Brăila. Erau chiar niște jucători buni. Însă au avut un sezon mai slab. Dar acolo, și acolo cred că au pierdut ei.
Într-adevăr, a fost o luptă cu Energeticianul, o luptă pe care puțini o prevedeau după turul de campionat în care Pandurii Târgu Jiu s-a descurcat foarte bine, iar Energeticianul a fost, citeam de ună zi, printre liderii campionatului, adică la un moment dat a fost și formația asta în fruntea clasamentului, o formație de altfel cu jucători foarte valoroși, cu jucători cu experiență în, și în prima ligă la începutul sezonului, dar pe parcurs și omul de afaceri cu Jean Nicolae Sarcină a adoptat altă strategie. O să vedem cât de mult îl costă, o să vedem dacă Pandurii rezolvă problemele financiare. Noi am mai avea un material pregătit. Ieri am fost anunțat de o inițiativă a jucătorilor de la Pandurii Târgu Jiu, iar capitanul Denis Brânzan a vorbit, el și cu curietul George Tudoran au vorbit în exclusivitate despre ce vor să facă jucătorii în perioada următoare pentru a înlesni rezolvarea problemelor financiare ale clubului. Dacă sunt pregătite materialele, te rog, Bogdan. Gest impresionant făcut de jucătorii Pandurilor după ce au reușit să se salveze matematic de la retrogradare. Fotbaliștii vor acum să renunțe la banii pe care îi au de încasat de la echipă pentru ca formația alb-albastră să rămână în Liga Secundă. Capitanul Denis Brânzan și golgheterul echipei George Tudoran au declarat în exclusivitate pentru Radio Accent că vor să facă acest gest pentru a contribui la salvarea echipei. Fotbaliștii au restanțe financiare de 5-6 luni. Brânzan a spus că sunt mulți jucători care vor pleca de la Pandurii în vară, dar vor ca echipa să supraviețuiască. Eu cu întregul lot de la Pandurii am fiind de acord să renunțăm la, dacă nu toate restanțele, măcar la o parte din restanțe, cât să se ajungă să plătească acele amenzi pe care le-au de plătit jucătorilor. Să facem gestul ăsta pentru clubul acesta. Cum am stat atâta timp și am jucat fără a se face plata salariilor, vrem să fim alături de club și acum în ultimele momente, să zicem așa, că sunt convins că mulți dintre noi o să plece cât de curând, dacă nu acum în vară, probabil în iarnă, majoritatea o să plece la echipe mai bune și măcar să facem ceva pentru clubul ăsta în ultima fază. George Tudoran speră că după finalizarea proceselor în care Pandurii este implicată, jucătorii își vor recupera banii. Ne-am gândit că dacă tot am reușit să ne salvăm pe plan sportiv, să ne salvăm și pe plan administrativ și să fie totul bine și vom vedea. Așteptăm procesele așa să se finalizeze și sperăm că la un moment dat ne vom recupera banii. Credeți că se vor strânge până la urmă banii? Sperăm. Noi avem încredere, v-am zis, avem încredere în domnul Conescu că va rezolva și în conducerea actuală. Este o nouă dovadă de caracter a jucătorilor de la Pandurii Târgu Jiu, care au făcut mari sacrificii pentru a termina actualul sezon competițional. Echipa riscă depunctarea dacă nu va rezolva până pe 30 mai litigile cu Bunoza și Vasilievici. O inițiativă demnă de toată lauda. Spuneți-ne, de fapt, cum ați ajuns toți la concluzia asta și cum ați putea ajuta clubul din perspectiva asta, mai ales că este un gest lăudabil în condițiile în care știm cu toți cum vin salariile la Pandurii Târgu Jiu, acum. Eu ți-am spus de la început că suntem niște băieți cu caracter și că avem o foame de afirmare imensă. Noi, și eu n-am contestat, n-am zis niciodată, că băieții de la Pandurii n-au caracter. Nu am, Doamne ferește. Ți-am spus, suntem niște băieți care iubim clubul ăsta. Ți-am zis, iubesc echipele de tradiție și mi-aș dori să văd în fotbal, mai ales în Liga 1, să văd echipe de tradiție. Le respect. Cred că fiecare echipă de tradiție are locul ei în Liga 1, în Liga 2. Și noi am făcut gestul ăsta, noi n-am vorbit de sume, de anumiți termeni. Am făcut treaba asta, am discutat în vestiar. Cum am stat atâta timp, exact cum a zis și Denis, cum am stat atâta timp, putem să facem ceva ca să ajutăm echipa asta. Ce înseamnă acest gest al vostru? Mai păsuiți clubul până când își rezolvă problemele financiare? Pur și simplu renunțați la bani? Cam ce vreți să transmiteți? Clar, vreți să transmiteți un mesaj, pentru că dacă fotbaliștii care au și salvat matematic pe teren clubul de la retrogradare renunță și la bani, clar e un mesaj, domnule, autoritățile locale, județene, oamenii de afaceri, adică haide să ne strângem lângă Pandurii Târgu Jiu. Când a fost bine, erau foarte mulți aici. N-are rost să mai spun eu, că o spune toată lumea, nu? Acum, când avem probleme, suntem în gaură cu insolvența, nu știu câți se bucură și câți sunt sinceri când mai câștigă Pandurii Târgu Jiu. Așa e, ai dreptate. Așa e în viață. La bine toată lumea, la greu dispar oamenii care erau când a fost bine. Nu știu, nu cunosc foarte multe detalii din partea administrativă, nu cunosc
lucruri, mi-e greu să vorbesc. Eu spun doar ce putem să facem noi, ce am putut să facem noi fotbaliștii pentru echipa asta. În rest, cred că e datoria celor din conducere să rezolve problemele și sunt sigur că o să facă, pentru că Pandurii nu o să moară. Sunt sigur că nu o să moară. Doamne ajută, așa să fie. Florin Mitică ne spune, are două întrebări pentru tine. Ceva detalii despre experiențele lui în străinătate, cum a ajuns să joace în Elveția, Slovacia, Slovenia, Germania și altă întrebare, dacă mai ai contract cu Pandurii sau devii liber în această vară? Nu, contractul meu cu Pandurii expiră la 30 iunie 2019. Nu mai am contract cu Pandurii. Încă nu am discutat nimic. Cum am ajuns să joc în străinătate? Jucam la Dinamo la juniori. Eram prieten, să spun așa, adică m-a cunoscut la meciuri Marius Nicolae. El mi-a propus să lucrez cu un impresar cu care el a lucrat din Germania. Am fost în probe la echipa aceea din Elveția, la FC Vil. După 3 zile am semnat cu ei pe 5 ani. După aceea, după un an de zile... Însemnată. Da, o perioadă însemnată. După un an de zile în care nu prea am avut drept de joc, vreo 7 luni, în cauza că atunci când mergi în străinătate e foarte greu să ai drept de joc dacă nu ai 18 ani. Sunt niște reguli de la FIFA foarte stricte. Antrenorul care m-a adus acolo și care m-a plăcut și chiar mi-a dat șansa, am debutat în Liga 2 Elvețiană, a avut mare încredere în mine, el a părăsit clubul. Am plecat mult mai bine la Grasshopper Zurich și era greu să mă ia după el acolo, eram în puști, nu aveam nume, era greu și acolo totul s-a schimbat, a venit un alt antrenor, nu s-a mai bazat pe mine, nu mă cunoștea și a trebuit să plec, să schimb aerul și am mers în Slovenia, am jucat la Domžale, am jucat un an și jumătate. Bifa niște cluburi foarte interesante, tânăr fiind, foarte tânăr. Da, adică am câștigat tot ce se putea la juniori în Slovenia, ceea ce n-am reușit în România, deoarece am pierdut în semifinală cu Viitorul Constanța. Am câștigat tot în Elveția, în Slovenia la juniori, cupă, campionat și campionat regional, toate trei cupele le-am câștigat. Mi se promisese că o să joc la echipa mare, mă antrenam cu echipa mare, nu s-a întâmplat asta. Apoi am fost împrumutat în Liga 2 acolo, unde mi s-a părut extrem de greu, extrem de greu, cel mai greu nivel în care am jucat ca și fizic. Nu trebuia să știi prea mult fotbal acolo, trebuia doar să fii... Poate experiența asta te-a ajutat. Da, cred că m-a ajutat experiența asta. Din punct de vedere fizic, parcă stai bine. Cer să mă mențin. Bun. Și apoi a fost o perioadă grea, am avut o altă ofertă din Elveția, tot în Liga 2 să merg. Acolo sunt și niște salarii foarte, foarte bune pentru jucătorii care sunt extracomunitari. Și am ratat-o, am pierdut 5 luni de zile, am stat fără echipă deoarece am rupsesem contractul cu Domžale și mi l-am rupt după perioada de transferuri. Ei au fost niște probleme cu actele, 6 luni de zile n-am jucat fotbal. Nu ai fost bine sfătuit în sensul ăsta sau ce s-a întâmplat? Da, cred că probabil am ales și oamenii de lângă mine greșit. Asta e important pentru fotbalist, da? Să e foarte important, extrem de important. Iar apoi am mers în Germania, am stat în Germania 2 luni în probe la echipa, la Braunschweig. 2 luni de zile în probe. Și după 2 zile am semnat. O perioadă însemnată. Da. Și cât ai petrecut sub contract cu ei? Cu Braunschweig? Am avut contract doar pe un an de zile. Și după un an de zile ei au picat în Liga a doua. Nu, din Liga a doua au picat în Liga a treia. Și echipa s-a dus în Liga a cincea. Și eu n-am mai putut să rămân. Adică îmi doream altceva. Și am stat mai toată vara să mă gândesc unde să merg. Am mai încercat ceva în Germania, n-a ieșit. Și rămăsesem, eram în ultimele zile ale lui septembrie și nu aveam echipă și am mers la Clinceni în probe și am jucat un joc școală, am rămas acolo, mi-a plăcut, mi-a prins bine în perioada la Clinceni, am învățat multe lucruri. Clinceni, Pandurii, ce urmează pentru Andrei Blejdea? Nu știu, sincer. Există vreo posibilitate să mai rămâi aici la Târgu Jiu? Depinde foarte mult de partea administrativă. Gândește-te și tu că mi-e greu să stau la echipă fără bani, fără nu știu ce poate oferi clubul în viitor. Și am o vârstă, nu pot să mai bat pasul pe loc prea mult. Corect. Trebuie să trebuie să ăsta e principalul impediment și ai dreptate. Trebuie să merg la o echipă unde să fac performanță și
nu vreau să par că las clubul la greu, că nu e așa. Nu, adică am demonstrat o pe nici nu te acuză nimeni că ai lăsat clubul la greu, cum niciun jucător de la Pandurii din echipa actuală nu poate fi acuzat că a făcut asta. Mai avem foarte puține momente la dispoziție, să vorbim puțin și de ultimul meci. Nu mai are miză pentru voi, miza este tot la tribunale. Cât de greu va fi partida cu Universitatea Cluj, jucăm împotriva lui Nichi Pârvulescu, fostul nostru golgheter, care a fost decisiv pentru Universitatea în ultimul meci cu Snagov. Pentru noi nu are o miză specială meciul ăsta. Mergem să ne facem datoria, să jucăm fotbal, să ne afirmăm, să profităm că meciul e televizat, să jucăm fotbal și să ne distrăm. Cred că asta e cel mai important. Dacă joci fotbalul ăsta doar să te distrezi și pui suflet în ceea ce faci, asta e rețeta succesului. Ați putea să vă băgați acolo coada în lupta asta pentru ultimul loc de baraj, cum ar veni, dacă Petrolul câștigă și Cluj e obligată să câștige. Bine, ei sunt mari favoriți. Trebuie să fim profesioniști și să ne jucăm șansele corect. Și eu sunt sigur că domn profesor o să facă echipa cea mai bună, cum a făcut-o și până acum. Țin să-i mulțumesc și lui pe această cale. Că a avut o colaborare bună cu Adrian Bogoi. A fost și l-am văzut pe Adrian Bogoi, pe domn profesor, de multe ori e foarte tensionat după unele meciuri. Și ție ți-a reproșat ceva la un moment dat? Mie îmi reproșează mereu câte ceva. Dar nu știu, am avut multe de învățat de la el, cum e să poate să lucrezi sub presiune. Am avut multe de învățat de la el, îl respect, îl apreciez, îi doresc și lui numai bine în perioada care va urma. Poate că în anumite momente meritam să fiu un pic tras de urechi și poate de asta am jucat mai puțin. Îmi asum și eu că am greșit undeva și cred că am înțeles treaba asta și am demonstrat că în retur mi-am revenit cu picioarele pe pământ. Îți reproșești ceva, nu? Da, nu știu. Poate în unele meciuri n-am intrat bine, poate el își dorea mult mai mult de la mine. Am trecut peste, am muncit și se văd rezultatele. Unde te vezi? 2, 3, 5 ani, să spun o întrebare șablon. Ca orice jucător de fotbal profesionist, mă văd cât se poate de sus. Îmi doresc să măcar o dată să îmbrac tricou naționale. Ca oricare fotbalist, visează țeluri înalte, nu? Am înțeles. Andrei, îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi în această seară, indiferent dacă continui sau nu cu Pandurii, îți urăm mult, mult succes în carieră și să ne revedem sănătoși și cu Pandurii, cel puțin în Liga 2, da? Să nu avem probleme de acest gen. Eu sunt sigur că în scurt timp va ajunge în Liga 1, scurt timp înseamnă în 2-3 ani. Bine, ar fi, Doamne. Îți mulțumesc mult și cu mare plăcere ne vom reîntâlni. Plăcerea a fost de partea noastră, doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunii Sportul Gorjan. Eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem în fiecare marți de ora 20:15. Până atunci, să auzim numai de bine.